Bună seara, domnilor și domnilor! Sau mai bine zis, bună seara, domnilor! Bună seara, iubitori de War Thunder! Bună seara, dragi prieteni! Bună seara tuturor! Astăzi este duminică și ce facem noi duminică? Pac! Live cu Paul Balog! Bine ați venit! Bine că ați venit! Bine că treceți pe aici! Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să-mi dați și mie un like. Dacă nu vă place, să-mi dați un dislike. Și cel mai important este să mă share-uiți pentru a ne vedea lumea că suntem o comunitate de români care joacă War Thunder. Băi, aseară am văzut filmul Fury. Am revăzut filmul Fury și mi-a plăcut foarte mult și am zis, băi, dar de ce nu joc eu cu tancul din Fury? Iată, dragilor, că este tancul M4A3. Ăsta este tancul din Fury, vestitul film cu Brad Pitt. Hai să salutăm și noi lumea pe aici. Wave, salut, bine ai venit. Hunter Muzica, salut. Ereman, salut. Tudor, salut. De-abia așteptam, ce faci? Uite, fac un live. Grigo, bună seara, Paulica. Pot să joc cu dumneavoastră. Stai un pic să ne încălzim, gogule. Lăsați-mă un pic să mă încălzesc, să dau drumul la joc. Sau ne strângem și noi și după aceea vedem ce facem. Știți că e cel mai important pentru mine să-mi dați o share-uire. Mă sună colegul aici cu programul pentru mine. Așa, eventul cred că se termină cât de curând sau dacă nu s-o fi și terminat. N-am reușit să fac decât prima scrisoare sau intelligence, nu știu cum îi zice la chestia aia. Deci, cred că am luat, o să iau și eu tancul, primul tank de BR1.0, care este premium. E vorba de cel... cum zice, transportor, vestitul transportor. Jucăm și luptă personalizată sau și Raul Bărdașu, salut, Boica, salut, Marius Mundroc, salut, Wave-ule, pe 12 se termină, mâine se termină. Hai că le-ați nebunit. Mi se pare că până pe 12 poți să să vin, să cumper, să... E ultima zi în care poți să-ți ansamblezi Mercava, ca să zic așa. Eu pot să iau vaporul. E, să înțeleg că ai făcut două... Să înțeleg că ai făcut două scrisori, ca să zic așa. Sau cum era la Object 279, ai trimis două rachete. Bine ați venit, dragi prieteni! Bine ați venit, iubitori de War Thunder! Nu uitați să-mi dați și mie un like dacă vă place ceea ce fac. Dacă nu vă place ceea ce fac, puteți să dați dislike-ul, pentru că e gratis. Și nu uitați să mă share-ui și pe mine pentru a mă face și eu și mai cunoscut în această comunitate de români iubitori ai jocului War Thunder, jocului cu tancuri, jocului perfect cu tancuri. Mamă, ce frumos am dat-o, era unul acolo pe ele, le-am. Eu pot să iau vapor, respectele mele. Ia uite, bă, ce fac aici. Salut, domnul Speedy Lac, salut. Până mâine la ora 13 poți primi cutiile. Costel Dracea, salut. Salut, boys. Ce fac băieții? Ia să vedem, stăm și noi un pic la cam. Nu vin ăștia aici și vă spun și de ce nu vin. Asta, dar nu mă duc acolo, ascultați ce vă spun eu, că s-a dus Avengerul acolo, e bine. A căzut un copăcel acolo, să vedem despre ceva. Simi, salut! Să înțeleg că și vineri faci live. Băi, frate, eu nici nu am terminat pe ăsta și tu mă întreb de vinerea viitoare, jur. Simi Trișcă, salut, facem un castă mai târziu un pic, mai târziu să ne strângem și noi ca băieți. Crisule, mă, hai mă, domnul Paul Tanchis, cum mere cu inamicul fript, bugule. Merge, merge, dar stai așa că abia l-am pornit. Astăzi suntem pe tema Fury, jucăm cu tancul din Fury. Sper să nu mă omoare cineva pe aici, că nu-mi place ce văd. Aha, chiar l-am văzut. Ia să vedem. Target destroyed! Bă, ce l-a luat one shot, i-am dat ești nebun la cap. Nice Fury!
Am luat 5-3 Germania, bravo! Biga, salut șefule, salut Gogule, ce faci Gogule, salut șefule, salut Dog... Asta a fost exact ca în filmul Fury, frate, l-am văzut, bang, mi-a dat-o și nebun la cap. 12 oameni pe live, foarte bine, nu uitați să-mi dați și mie un like, share, subscribe, dislike, ce vreți voi. Bă, dar și întorela mi-a dat-o ăsta, bă, băiete, nu am și eu de avion. Ce să luăm noi? Hai să luăm un tank destroyer, M36 GMC. GMC-ul știți că este un brand de mașini care, bineînțeles, au supraviețuit până în zilele noastre. De ce? Pentru că toate brandurile astea de mașini, și nu neapărat, au rezistat și au făcut bani în timpul războiului. Și acum sunt magnații lumii. CMM-ul, ia să vedeți, stai așa, stai așa. E cross-platform între PC și... Da, este cross-platform spre bucuria noastră. Salut, sunt noi pe aici. Sunt noi pe aici, ei mă cheamă pe aici. Dracea, nu pot să îl joc că nu am premiu în cont, dar vine acum creditul de 600 de ron. Mâncați, ești gura ta pentru jocul ăsta. Aș face și credit la bancă, dacă mă întrebați. CMM-ul, salutare, Paulică, like la plăcere, mulțumesc mult de tot. Bine ați venit, dragilor, ușor, ușor ne strângem, 17 oameni pe live. Și dacă este duminică, este live cu Paul Balog și dacă ne strângem cel puțin 8 oameni, o să facem și un... Custom Battles. Dar mai dă-ți un pic, nu acușica. Nu acușica, că acum ni s-a pleacă dacă facem. Am dau și unii. Ia, ce skin are ăsta? Frumos și el, îl știu. Stați și un pic, ne concentrăm și noi un pic. Nu prea văd. Unde-i tău? Guguțule, păi ce avem noi aici? Tot ăla m-am expus. Nu face nimic, merge mai departe. Cel puțin om nu e prea mult. Eu aș vrea 10 să ne strângem, crede-mă. N-ai vrea să facem între 2 versus 2? Cum mă dă-mi pe asta, mă? Ce să joc, mă, că joc cu astea, mă, mâncați și curata. Opa, mi se descarcă telefonul. Haide, lordule, haide! Ai noroc! 20 de oameni pe live. Mulțumesc mult de tot, asta înseamnă susținere. Susținere înseamnă că sunteți cu mine pe live. De ce m-aș duce eu acolo? Ca să mă omorește, nu? Da. De ce te duci tu, Paulica, acolo? De prost. Ia să vă, ia să vă, să facem ceva? Am mâncat un pic mult în seara asta și mă simt că am giftuit. Oh, ia să vedem așa! Bună seara, Cheo, Teo, Ghost Die Twice! Aș vrea niște sfaturi pe M4A3, Google. Dacă te poți ajuta cu mare drag. Dar nu sunt eu cel mai bun dintre cel mai bun ca să dau eu sfaturi. Dar dacă te pot ajuta cu mare drag. Acum mă uit la tine de pe TV-ul din sufragerie, mă uit la tine cu tata și fratele meu mai mic și TV-ul era pe 17 segmente la volan. Tata mâncă, ia uși. Da, pe el când au... Target Destroyer, da! Bun iaurtul cu fructe să fie mai plăcut, așa că mie nu-mi place iaurtul. Bă, dar de ce mă bag eu? Vezi dacă sunt eu tâmpit. Avioane n-aveți în și noi? Să dăm și noi în avioane? Borțule, salut, Frankenstein, salut! Mi-ar plăcea să am și eu niște avioane în care să trag, nu de alta. Pentru că a devenit foarte plictisitor. Uuuu, unde e ăsta? Uitați-vă și voi unde a ajuns ăsta. Ia! 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 Cocoșelul! Să vină cocoșelul! Deci ăsta merge mai repede decât merge mie, ți-a vă jur. Deci mai repede decât merge mie, țeava, să moară măsa. Hai vecine, hai vecine, dă-i, 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 dă-i. Stați așa. Deoparte. S-a dus după munte și ce credeți? O să coboare după munte. Paulica, concentrezi-te un pic, te rog, concentrezi-te un pic. Sunt pe 3 mm.
Backup Destroyer! Mamă, ce-a dat Paulica în el, mâncați și curat. Știe, bă, Paulica, n-ai. No, deja e Paulica, e șeful șefilor. Nenea Paula a reușit să fac pay safe-ul și acum pot să-mi iau și eu tankul alea premium. Bravo, Gogule, iale și îți recomand Tiger 2 Slaw. Bă, la ce recomand, crede-mă, este cel mai bun tank la... Deci eu trag în el fără să-l văd, deci nebun la cap. Ia, ia, ăsta vine aici. Parte. Nu pot să-l iau, nu pot să-l iau. Artillery fire. Nu-mi place. Spiri, domnul Paul, poftă de War Thunder, profoși cu live-urile tale, asta îmi și doresc. Hai, hai cu avioanele. Salut, Frankenstein. Nici știrile nu le pot urmări cu tine, cu live-ul tău. Păi, asta îmi și doresc, jur. Deci îmi place să aud când lumea dă drumul la joc, când eu zi. Îmi place când îți spun, băi, m-ai făcut să redeschid jocul, tocmai închisese în calculatorul, dar hai că-l mai deschid odată, m-am reapucat de joc sau m-am apucat de joc pentru că am văzut la tine. Îl iau și pe ăla și pe Leopard, dar 1-1. Depinde ce level ai, lordule. Dacă ai level mic, nu-ți recomand 1-1, că e un pic cam greu. Eu nu bag battle, te aștept pe tine. Bă, nebunul mic, mă, ce mă așteaptă el pe mine, mă? Hai să mai dăm cu Fury, mă, astăzi suntem pe tema Fury, mă. Ia, stați așa, că mi-a mai rupt și o pieliță la unghie, dar acum mă doare... Ne șiruim pe Facebook, ne șiruim și pe grup. Ne șiruim pe toate grupurile. Brigada War Thunder. Și ne șiruim și la domnul Biga. War Thunder România. Tot un singur punct avem, mă. Mai avem un ortan de România. Ia. Yeah. Crazy Gang, Gaming România. Ia, mă, să mă băga și pe ăsta, mă. Ce, bă, dacă avem... Așa, ce level îmi trebuie la scoață jocul Leopard? Nu e vorba, e vorba de experiență, nu de level în sine, știi? Și dacă ai level până în 30-40, nu-ți recomand Leoparda 1-1, pentru că o să fii dezamăgit total. Cam cât cine live-ul ăsta? Gogule, m-ai nebunit, m-ai nebunit. Nu știu, Gogule, nu știu. Abia l-am început, Doamne, iartă-mă. Încearcă să stai cu tankul puțin în ring, nu stai cu el zi sau, sau în lateral. Bă, eu încerc, știi cum, merge în ring, zigzag, eu așa jocul ăsta. Ok, mulțumesc. Vreau să țină 10 ore live-ul. Lasă că mâine treci la școală, nebunule. Am eu locșorul meu aici, să vedem. Apropo, astăzi am fost la Altex. Mi-am luat eu o mașină de tuns. I-am luat soției un telefon și zic, băieți, PlayStation 5. Ce, domne, precomandă? Nu vă gândiți la precomandă, că sunt blocate precomenzile. Zic, bă, fraților, dar de Crăciun avem și noi stocuri, putem să luăm și noi? Da, domne, mai mult ca sigur. Deci vom avea de Crăciun, vom avea... O dubă. Aici e clear. Și
ce ai vrea, să mă bag, nu mă bag. Nu mă bag, ogule, că ești fricos. Fricosul cacacioasă! Ce-ți face PS5-ul? PS5-ul ăsta vă ziceam că precomandă nu se poate, da? Am vorbit cu băiatul de la altă și zice, domnule, sta, în principiu, în decembrie vor fi stoc. Sunt ai mei, e bine. Deci vor fi stocuri, ca să zic așa. Mesajul era general, încercați să păstrați un unghi la tank. De obicei cu America se joacă pe linia a doua, adică pasiv, că n-ai armură să rezici. Da, eu de regulă joc pasiv, adică eu nu sunt un jucător agresiv și conducerea și condusul mașinii, eu conduc pasiv, defensiv. Nenea Paul, mâine e liber, da? A, aveți dreptate. Speedy, sper că ți-ai luat mașina de tuns Moser sau nu știu ce e. Nu, mi-a luat Philips, de vorbe. Iona, salutare! Vasile Petrescu, bună, Nea Paul, nu te-ai săturat de War Thunder? Eu am renunțat, dar cred că o să joc iar. Datorită mie ai revenit sau revii. Nu știu, Vasile Petrescu, nu te știu. Scoți aburi din PS5 dacă îți iei și... Da, îți dai seama. Ideea este că n-am apucat să dau mail-ul. Mi-a zis Speedy unde trebuie să dau mail-ul, să-i întreb ăștia de la Gaijin dacă vom avea War Thunder pe PlayStation 5 din data lansării. Dacă nu vom avea, bineînțeles că nu mi-l iau și o să mi-l iau imediat ce apare. Ce apare or... Ia uite-l, mâncă-i aș gura. Arge destroyed! Fugi, gogule, fugi. Mouse. Dă mouse repede, ăsta. Arge destroyed! Mama, mă duc aici pe tigerul ăsta, jur. Aici e buba. Bă, aici e buba mare. Mamă, ce veneau băieți! Ia uite-l. Mamă, ia uite ce vin băieții. Ăsta încarcă mai repede ca mine, din nefericire. Isu, nu mă luați! La plăcere, am jucat Euro Truck Simulator, bravo, frumos joc. Uite, eu nu l-am mai jucat, că nu prea merge, adică nu-mi place, nu. Trebuie să ai un calculator super și mergul pentru Euro Truck Simulator. Eu n-am înțeles niciodată de ce cere atâtea resurse un calculator, un joc care nu are foarte multe de-astea, dar mă rog, asta e viața, mergem mai departe! Vă invit la un match să fac din nou 9 kill-uri pe joc. Tudor Andrei, salutare, bine ai venit, Paul, de când am văzut... Paul, de când te-am văzut pe 5 line, văd mai mulți români jucând War Thunder. Păi bineînțeles, asta e și ideea, Speedy. Așa se numește, parcă Mouser este net superioară peste... Ai, bă, eu meu să mă iau chelia mea, ce dracu să mă tun cu breton. Moonlight, salut, să trăiești! Dacă War Thunder-ul n-a apărut la live-ul celor de la PS5, probabil o să mai dureze încă un an până apare pe PS5. Mi-e greu să crezi și vă spun și de ce. O să piardă jucători. Ei au interesul să... S-a lansat, pac, faci jucători. Înțelegi? E greu. Nu poți să te joci așa cu jucătorii. Gata, domne. Mamă, fiți atenți cum o dă Paulica pe asta. Era în calculatoarele voastre să-i văd în pod. Dar l-am văzut pe ăla. Airbrake. Domnul Răilean, uite-te aici. Ăla-i mort. Uite-l. Uite cum a învățat ăsta. Ia să vedem. Au fost bombele mici, dacă... Deci asta am învățat-o de la Hunter, frate. Deci asta am învățat-o de la Hunter. Cum ai cercul, lași bombele aici, jos. Că mă întreba lumea, domne, ce, cum lași bombele alea? Uite, trebuia să las 4. E înălțime cât poți de mult. Dacă War Thunder n-a apărut la live-ul celor așa, nu știu ce. Fanny Pro, salut, Nea Paul, bine ați venit, dragilor, 23 de oameni pe live. Doamne ajută, sănătos să fim, că de restul avem noi grijă. Ăla-i mort. Opa, l-am văzut și pe ăsta. Deschide repede asta. Ia uite unde e mâncăia și gura lui. Sus! Great job, că m-am dus în siloz, ești nebun la cap. Speedy, să ne amintim de această discuție referitoare de PS5, până la 1 februarie se va putea loga în War Thunder pe PS5.
Eu cred că mult mai devreme ne vom loga cu... Păi de, n-am fost cu tankul ăsta, am avut backup pe el. Mult mai devreme ne vom loga la, cu PlayStation 5 la World Tank. Eu zic că va fi mare succes. Eu zic că va fi mare succes PlayStation. 2 kill-uri, nu-i rău, nu-i rău deloc. Eu te aștept, nu bag meci în urmă. Google mai durează, bagă meciul, bagă, joacă-te, joacă-te liniștit, că nu facem acum live-ul, ăsta e 69, scor nice, 69. A, la avion, la ăla, 69. Nebunule. Reușit să nu, bă, de adevărul că sunt și... Ce trebuie, și n-am văzut unde a tras de mult la cap. Aoleu, de sus, de unde mă duceam eu, pe-n bălării, pe-n boscheți. Rectific, logare, bucurie, juca pe consolă. Da. Eu zic că ne vom juca... Eu zic că în decembrie... Da, uite, ăsta e bulgar. Eu zic că în decembrie vor fi... PlayStation 5 suficiente cât să avem cei care ne dorim. Hai, noroc să fim sănătoși. O să fie câteva baguri. Eu cred că o să fie multe. Eu cred că o să fie foarte, foarte, foarte multe. Hai să mai băgăm un Fury. Ghost, dai twice, șmecher, să fii campat în bază. Gogule, vezi că și eu campez. Ăsta-i jocul. Ăsta-i jocul, trebuie să te mulțumești așa cum îl ai. Bucurați-vă de War Thunder, fraților. Nu mai încerca să dați vina pe alții, că-i camper, de-aia. Asta e jocul, te duci, te duci, te duci fără să-ți dai seama, pac, ai ajuns în bază lor. Și atunci ce-ți faci? Lași pe ăla să treacă? Mă lăsa la pe mine să treacă, că domne, zice Ghost Die Twice, zice pe live-ul lui Paul că sunt camp. Nu, frate, el face kill-uri. Deblocai Leopard 2-4. Bun, bun, funny pro, PC, PC, PC. Mă, sunt cansatul, m-am mâncat un pic mult. Nici nu pot să mai beau apă, nu mai pot să beau nimic, ești nebun. Deci, PlayStation-ul voi avea cu siguranță, doar că mi-e frică că nu va fi War Thunder. Problema este că trebuie să dau acel mail. Mă, și dacă dau acel mail și o să zic că i-a dat, frate, la data lansării, în noiembrie cel târziu veți avea War Thunder. Noi păi nu mi l-am luat, mâncați și curat. Păi de capul meu și de zilele mari. Wave, cred că te-ai dat o părusă. Vrei să nu iei bloc. La ce vrei jos? 5-7 asta. Ideea este că tankul ăla Fury, dacă prinde tankul german, Tiger, Draci, Laci, Panther, tot ce vreți voi pe lateral, să mâncați. E, în față... Nu prea. Greuț. Cum aș putea să o joc eu pe asta? De oameni pe live, mulțumesc mult de tot. Carmen Florescu, ce eu sunt Sebi Florescu. Salut, Sebi, Cheoteo. Am luat Leclerc cu băi, ești nebun la cap. Salut, Paul, pupii familiei tale. Mulțumesc, domnul Noghi. Ca să nu zic Naghi. Bine ați venit, dragilor. Salutări și vouă și familiilor voastre. Dacă mă duc perpendicular, s-ar putea să o iau drept în freză. Băi, ăla clar cu Cheoteo, bravo, tată, multă muncă. Multilingo, salutări și ție, Multilingo. Naghi, ce am pierdut? Nimic n-ai pierdut. Paul, te-am întrebat ce faci în rusă. Crezi că mă interesează, domnul Wave? Mă interesează pe mine că mă întrebi tu în rusă? Really? Au și tu, te-am întrebat în rusă ce faci. Bă, dacă n-ai ce face, du-te bă, frate, bă, un live de cooking, întreabă-l pe ăla că se plictisește. Tare nevorbi, sunteți voi copii?
Nu cred, eu nu cred că sunteți băgați în seamă, mă. Nu, ce-a trecut lui până să mă întrebe ce fac în rusă? Eu cred că o să iau Merkava M3. Gogule, îți doresc baftă, curaj și răbdare. Eu nu mai am răbdare. Nu mai am răbdare, de fapt, nici timp n-am avut. Nici n-am jucat, n-am avut nici chef. Dar treia să joci ca nebunul ca să-l faci. Și aia ce pe mine nu mă caracterizează. Dă unde, frate, că dacă aveam... Dacă aveam timp, îl rupeam, îți dai seama. Dacă aveam timp, îl rupeam. Fanny Pro, Nea Paul, tu stai în Rusia, văd că ai prieteni ruși. Ghost die twice. În față la Panther îi trebuie 3 shoturi în față ca să-i omori echipajul de la Tiger. Nu poți să-i dai amă pe față. Goguțule, n-ar fi problema că nu știu unde să trag. Problema mea este că nu-i penetrezi, că de la ține un pic un tank în unghi și ai cacarisit-o, ca să zic așa. Înțelegi? N-ai, mă, n-au astea americane penetrare ca alea germane, Gogule, oricât ai vrea tu. Oricât ce mi-a zice voi, alea germane sunt cele mai bune, tată. A, ăsta da, ăsta tank destroyer-ul are penetrare, mi se pare mai mare. Uite că nu pot să mă uit acum, ia. O, dreapta este a lor. Și nu-mi place chestia asta, jur. Pentru că o să apară scârbele pe aici. Și atunci o să încerc... O, aleu, măiculiță mare. Măiculiță mare. Mai sus un pic. Arme. Dacă nu moare. Enemy kill assist. Nice. L-ați luat. Bun. Uite-l, uite-l, uite. Target destroyed. Deci ați văzut cum i-am dat-o, da? Deci i-am dat-o. N-a mai stat. Care pe care, frate? Mamă, 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 mamă. Deci nag și cu wave. Dacă mai folosiți alte... limbi din afară de română sau cel mult engleză, vă rog eu frumos să plecați de pe live. Critical. Oh, i-am dat-o bine. Deci pot să ies la aici. Aici trebuie să-i dai. Enemy kill assist. Nice! Așa, Merkava încă trebuie să merită pentru cei ce au americani, deci pentru mine nu se merită. Ba da, merită, Gogule, că odată și odată o să joci și cu americani, știi, cam asta e ideea, asta vreau să spun. Ia uite, ia, ce avem noi aici? Target destroyed! Well, eu am început ăștia să tragă mine, fiți atenți aici. Uși, uși, Paulică, o colesc. Mă duc să trag din perspectiva... Unde dracu a tras ăla? Unde dracu a tras ăla? Ia să vedem așa, 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 așa... Poți să-i distrugi tunul la pantă și după să te duci pe laterală. Știi cum vorbești acum? Ca la carte! Ca la carte, Gogule! Și aici ai dreptate! Nu zic că n-ai dreptate! Doamne iartă-mă! Cum să zic eu că n-ai dreptate? Chiar ai dreptate! Chiar așa și este! Chioteu, așa am citit, Tudor Andrei, Paul, să îmi iau avioane sau să mai aștept să fac research la T-55? Gogule, dacă vă permite să vă luați premium și tankuri sau avioane premium, luați-vi. Sau dacă nu vă permiteți, doamne, iată, nu vreau să jignesc pe nimeni. Dacă vreți, luați-vă, dacă vreți, faceți research. Nu pot să recomand cuiva, domne, ia-ți sau fă-ți sau nu știu ce. Eu dacă mă întreabă cineva, domne, ce tank premium să-mi iau, eu zic Tiger 2 SLA. Neapărat. Hit shot. Bună seara, Ghiță, să trăiești. Eu ți-am spus să-mi termin cu Rusia. Stați cu minți, măi, bursule, sărpăi. Dacă mai zic ceva. Lord Wave Paul, nu vorbim urât în rusă, să nu înțeleg. Doamne, nu mă interesează să citesc în altă limbă. Asta e problema, adică vedeți-vă de româna voastră că... Ia uite-l. Uite-l de acum, anată la, nu știu. A, de pe partea alta, ia uite-l. Așa. Voi maxim întreb ce face sau ceva, stau așa. Android, salut! Ai observat motorul la gigant de la Merkava, că nu prea ai șanse să penetrezi.
Gogule, nu am Mercava. Nu are tata Mercava. Nu știu, nu știu, nu mă bag. Nete, nete, pe, nu știi, nu te bagi. Reman! Mai bine rămâneam pe română să... Mai bine rămânem pe română să înțeleagă toată lumea. Asta e ideea, tata. Adică dacă era un live în engleză sau în rusă, vă spuneam eu. Vă vorbeam în rusă sau în engleză, înțelegeți? E vorba de respectul față de mine și de respectul față de ceilalți din comunitate. Dacă voi vreți să vă dați rotund, vă dau eu bloc imediat. Vă liniștește tăticul vostru. A, eu trebuie să mă duc aici. Pe coamă. Aha. Na, 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 na. L-a luat. M-am trezit târziu. Deschidem trapa. Ne uităm frumușel. Ia uite-l. Ia uite cum vine el, mâncăie jburița lui. Hai, Leo. Oh, multilingo, 2 euro, mulțumesc mult de tot. Hai, noroc. Ia uite, mi-a scris în rusă, bă. Bă, bă, Caterinca, ce e asta, mă, mâncăție? Vrei să-ți dau bani? Leo, multilingo, fii atent că-ți dau bani dacă mă superi. Ai grijă. Ai grijă, gocuțule, să vedeți ce eu dau eu ăsta la... la... Nu eu mai dau. Nice! Ia! Ne uităm după bombă? Ia! Arghe destroy, da! Bă, ce i-a dat-o Pauli că mă mâncăiași gura. Bă, știe asta, bă. Bă, ăsta știe și cu avioane. Mulțumesc încă o dată la Tiger, este reducere 30%, înseamnă aproximativ 29 de euro. Hai noroc, mulțumesc domnul Multilingo. Uite, asta n-am știut, scuze că nu vreau să par rotund, să îți respect comunitatea. Păi, dar nu e vorba de știu, frate, e vorba de respect, nu știu, doamne, iată-mă. Când se fac reduceri de Crăciun? Nu, tata, acum în octombrie, va fi ziua... ziua Gaijinului, dacă nu mă înșel. Așa că mai stați un pic, aveți un pic, puțin tică răbdare. Ce mai avem noi aici? Nice! Ia să vedem aici, Ghostlighter, de obicei eficient să folosești America Hold-down, că are 10 gand de pressure, totul trebuie atunci când scrii la mate și faci Paul Target Destroyed, exact. Deci pe ăsta nu-l mai luăm. Bă, nu-i mai văd, jur. Aha. Aha, ce avem noi aici? Ia, ia. A fugit, mă. A fugit. Ai! A adus dracu. Ia să vedem. Băguțul, eu zic să nu mai vii. Eu zic să nu mai vii, crede-mă. Du-te, du-te liniștit acolo. Android, aș face o pauză de la Earth Under, dar sunt în ziua 79 de river, la 100 e ceva special. E unde cald, da? Ce era să moară Paulica aici? Ce-ți fac? Ce credeți că face Paulica? Bă, să duce la aeroport, Paulica, fiți atenți aici. Aia trebuia să o dau mai în față un pic. Aniversarea War Thunder 8 ani, cred. S-ar putea 7 sau 8 ani. Ha! A început să scoată fum. Fugi, mă, gocuțele. Bă, ăsta s-a ambiționat, mă, jur. Du-te, mă, tată, vezi de drumurile tale. Du-te-n, Doamne, iartă-mă, că vin. Unde e aeroportul? Așa, Carmen Florescu, ieri ai zis că Mercava e deparat, dar nu te-ai uitat la penetrare. Bă, știu, știu că are 700. 8 am verificat. Are 700 penetrare, știu? 600 penetrare, știu? Știe, tată, cu chestia asta.
Android, ce zice așa, aș face o pauză de la Ortanda, dar sunt în ziua așa. Se dă un decal, se dă decalul ăla de 100 de ani, de 100 de logări, ca să zic așa. Veteran, bineînțeles. Deci nu cred că vine bulangiul ăla. Destroyed! Gogule, despre ce vorbim? Bă, cum s-a ambiționat el pe mine, mă? Păi pe mine, mă, care sunt tatăl bombardierului aici de bun la cap. O, Vasile Ion, 10 ron, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ce faci? Cum e vremea pe la Cluj, domnul Vasile? Mulțumesc mult de tot. De bună seara, las o mică atenție de încurajare. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, domn Vasile. Ia fii atent aici, domn Vasile, ți-ai luat Mercava? Ia zi, ai zis tu că ți-o iei, că faci o combinație pe acolo, ia zi. Mulțumesc mult, domn Vasile. Deci va fi în octombrie, se fac 8 ani. Bă, frumușel meci, frumușel. Frumușel. Și am făcut 52.000. Ia, de când am început meciul, l-am început la ora 19.39. Am făcut așa, 6.000, 7.000. Am făcut 60.000 în 3 meciuri. Oare fi bine? 28 de oameni pe live, mulțumesc mult de tot. Ăla era alt avion, celălalt fumega. E posibil. Bă, dar și ăla deasupra aeroportului s-a ambiționat să mă omoare pe mine. Pe mine, mă. Pe mine, mă, să mă omoare. Asta a încălzit surprinzător până azi rece. Băi, da, și la noi la București. Încă nu mi-am luat marți sau miercuri leu. Tu oricum ești disperat, așa te știu eu pe tine. Ideea este că, păi, și eu l-aș lua, dar nu, 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 nu. Nici n-am cum, că eu nu pot să-l iau de pe market. Mi-ar fi plăcut să am timp să-l joc, știi, cam asta e ideea. Uneori uit de vârsta mea, e mai mică decât tine și sunt obișnuit să fac glume proaste că sunt prea mic. Băgule, nu e scuze, nu e vorba de vârstă, că de aici eu niciodată nu am avut pretenția să vă purtați cu mine că sunt mai mare și că vârsta nu știu. Nu fi obositor. Nu tachina omul, nu mă presa. Sau nu numai pe mine, pe ceilalți, știi? Ideea e că în viață nu trebuie să te dai tu deștept. Lasă-i pe alții să descopere că ești tu deștept. Înțelegi? Rick Five, salut, bună seara, domnul Paul, nu te-am mai văzut de mult. Pam, 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 pam. Băi, hai să ne apucăm, eu zic, hai să ne apucăm de un, cum îi zice? Cum îi zice, mă? Custom Battles, mă. Hai, dați-mi mesaj aici. Aștept mesajele voastre și facem un custom battles. Dacă ne strângem cel puțin 8, sunteți așteptați toți. Și o să facem, în seara asta, facem un tournament cu avioane. A, ok, pa, să te duci în aeroportul la mic, e un nu. Păi, asta e după ce că invită-mă, nu, dați-mi voi mesaje aici, dragilor, ca să știu eu că vreți să participați. A, așa dat. Și ne strângem aici și jucăm. Custom, vin imediat, haideți, vin, haideți băieți. Deci, nu-mi dai bani de pe live că nu vreau că îmi place live. Nu, deci nu dau bani decât celor care sunt agasanți, obraznici, mă înjură de familie, de alea, nu. Încercă să stai cu mințele acolo, știi, nu încerca să ieși tu la suprafață, că te-am observat. Iuli, bună seara, haideți la custom, ready for custom. Fiți atenți aici. Suntem 3. Hai, mai dau un joc ca să porniți calculatoarele, să porniți. Oh, Multilingo! Ghost Die Twice, CBR are customer. Cogule, facem un 5-7, jucăm cu Fury. Din partea mea, pentru toată comunitatea, să știe! Mulțumesc mult de tot și toată comunitatea îți mulțumește. De ce? Pentru că banii vor intra în premium! Iuli, bine ai revenit! Hai, dăm drumul la joc. Moonlight! Te super dacă iau KV2 și vin după tine? Nu vreau, nu-mi place când cineva, ca să știe cei noi sau cei care nu știți,
Nu-mi place ca un coechipier să tragă în mine, nu neapărat în custom, în joc nu-mi place când un coechipier trage în tine așa ca prostul. Și nu mai îmi place când cineva vrea să apară el la televizor și stă în calea mea, în loc să mă ajute, el mai rău mă încurcă. Încercați să vă vedeți de joc corect. Bă, care e nesimțitul care a dat dislike? Doar gulneam. Google, dislike-ul este exact același lucru ca like-ul. Androidule, stai liniștit. Știi cum e, Paulică, toată treaba din bobină, n-ai curent în lumină. Multilingo cu dedicație, respect Multilingo. Ia uite, mulțumesc băieții să nu trag, să urmăresc. În custom e friendly fire on. Ia stați așa, stați așa. Nu-mi place când cineva cu echip, chiar și în custom, în simulator, în ce vreți voi, în simulator, bine, mai trag și că nu știu tipul de tank. Nu-mi place să tragă în mine. De ce? Pentru că îți distrage atenția. Zici, mama, atrasă undeva, pac, și încep să te uiți și inamicul vine și o dă pe la spate. O dă la spate, dă te rupe, ce-ți ochii ca la melc. Mulțumim încă o dată, comunitatea îți mulțumește, domnul Multilingo, și vi mulțumește, domnul Vasile, vă mulțumește tuturor donatorilor pentru donații, pentru că banii se întorc în joc. O glumă, nu încercam să deranjez. Nu, n-ai deranjat deloc, chiar o glumă bună. De regulă, pe harta asta, cam pe partea asta mă duc eu așa. Grigo, dislike e doar un like cu sus în jos. Exact. Este tot o vizualizare. E, aici prea mă descurc eu pe harta asta. Câteodată mi iese, câteodată nu mi iese. De exemplu, s-a încălzit aici de la aparatura asta. Mai știi ce am eu? Da, Google, știu, crede-mă, să nu ai impresia că am uitat. Știu ce ai. Toată lumea știe ce ai. Mie mi-e frică să nu vină. Stăm un pic aici, deocamdată. Stăm un pic. Pentru că ei poate să vină odată pe aici și vină odată pe aici. Și noi trebuie să stăm un pic cu minții. Știe cineva sau nu, Paulica, ce joacă? Nu știu. Nu știu PS Plus pentru că nu prea mă interesează. Pe mine PS Plus, pe mine mă interesează să dau un mail, cred că mâine, astăzi trebuie să mă și tun, că tot mi-am cumpărat aia, mi-a crescut un pic părul pe la perciuni. Să dau mail la Gaijin să-mi spună dacă vom avea War Thunder pe PlayStation 5 din momentul lansării PlayStation 5. Gata cu bereurile mari, nu de alta, dar sincer nu mai știu când am jucat sub 6-7 gogule, eu m-am întors la bereurile mici, sunt mult mai plăcute, îți dau satisfacția jocului, mai primești un bounce, îi mai iei țeava, te duci pe lateral, mai faci aia, mai faci aia, adică e altceva. Acum fără scorare, nu vreau să jignesc pe nimeni care joacă numai la 10-0, dar tot dragostea mea să învârte bereurilor 5, bă, 4-0, 6-7, pot să zic drept, bă, la 4-0 îmi place să încep să joc. Nu e, am zis că e tam, mă. Ia să vedem aici ce mai zicem așa. Ce faci cu PS4 după ce ți-ai PS5? Nu știu. Apropo, poate măcar să fim noi sănătoși să-l dau eu un giveaway. Undeva pe 15 octombrie vom avea un giveaway cu tricou War Thunder, acela personalizat, acela cu target. Acela cu target destroyed, o să anunțăm cum să participă, cum se face, care sunt condițiile. Ideea este că luna aceasta fac cadou un tricou cu War Thunder. Bun, ia să vedem așa. Acum că tu ai ochelar, pe mine mă deranjează fondul de OX, ar putea să îmi deranjeze venderea. Păi ești nebun. Nu mai ții armura către inamici și eripi. Acum au băgat și face treaba volum. Păi exact, acum, frate, IS-3 eu vezi că nu mai omor cum îl omorai înainte, sau IS-4, știi? Volumetricul ăla își face treaba, chiar își face treaba. Uite, nu văd și eu niciun tank acum și că și mi-e frică să înaintez, vă spun sincer.
Paul, se vede pe afară, nu se vede pe dinăuntru, se dă mare isteț, nu e pe așa, zic, nu știu ce, te și slab. Tata Paul crede, mă, e un rahat imens să joci cu PS4 World Thunder, pe lângă faptul că dacă se strică PS4 și nu te poți conecta la ceea ce îți poți pune skin-uri. Bun, nu știu, haide, m-am întors foarte bine, ai văzut că eventul e până pe 12 octombrie. Eventul e până astăzi, mâine se termină la ora 14 și poți construi tancul până pe 12 octombrie. Dar nu-ți mai dă cutii, înțelegeți? El îți dă posibilitatea că... Așa face ăsta mic cu bănuții, gaijinu. Îți dă posibilitatea să mai cumperi... Ia uite-l, încă ia-și gura lui, ia. What? Mai mișcă-te, mai mișcă-te, trebuie să-i familia ta să-ți trăiască. Îți dau cu tank distroierul de drum mățele. What? Aici. Ia, ia. Mamă, sunt spatele turelei, pe bune? Really? Sunteți nebun la cap? Du-te, bă, de aici! Du-te, bă, de aici! Ești nebun la cap! Îi dau la motor, dă-l dracu! Enemy kill assist a dat Dumnezeu cu tank destroyer, ești nebun la cap! Ia să vedem aici ce mai zic băieții ăștia! Haide, m-am întors! Ha-ha, android, pa-pa-pa! Părerea mea că nu trebuie să îți dai consola amintire, ai avut un tovarăș care nu te-a dezamăgit toată perioada. Google, nu știu, nu promit cu astea. Promisiunea ce o fac este că va fi un giveaway cu tricou Wotandar. Grigo, cutiei până mâine. Mamă, Lu, becul să-l iau. Cheuteo, nu știu la ce te referi. Habar n-am, ca să știi. Acum m-am mutat pe contul meu. Bravo, domnul Sebi. Domnul Florescu. Frumos nume, mi-a plăcut întotdeauna numele de familie Florescu. Noi, scoat, scoat. Păi, Google, câte mesaje avem? Avem 8. Hai, că ne strângem noi ușor, ușor. Și 6 de oameni pe live, mulțumesc mult de tot, dragi prieteni, dragi tovarăși, dragi brigadieri. După live-ul ăsta mă bag un pic la tuns, dau repede cu mașina. Și cam asta, n-am făcut nimic jocul ăsta. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Ce mai avem noi pe aici, de la 5-7, vă dați seama că mă mult la nemții. Ha, 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 ha. Să știe Barosane. Opa. Te bă, da, cu bombă, bravo, mă, 27 de oameni pe live, bă. A făcut mama niște ochiuri de telinci pe degete, cred. O dă bună, să fii sănătos. Eu n-am vănețească de la event. Aaaa. Ce trebuie să faci să participe? Voi anunța la momentul oportun, nu te grăbi. Va fi tricoul cu... Îmi dați mărimea și eu vă fac un tricou negru sau ce culoare vreți voi. De regulă negru, alb sau... Ce, doamne, iartă-mă, va fi cu Target Destroy, War Thunder și logo-ul meu pe spate. Ăsta va fi în giveaway. Ia, ia, ia. Cât are, bă, Spawn Protection, ești nebun? Nu-i problemă de război. O problemă de război. 65. 90. Ce lodi care să dai cuponul de la Mercava pentru avionul acest? Nu știu, Gogule. Ia ghici unde stau în... Du-te, bă. Deci fii atent, domnul Florescu stă în Florești, în Prahova. Ha, mișto. Bine, salut și noapte bună, Paul Iuliu, salut. Manac Plasimto. Mănânci plăcintă, cred. Paul, atunci când jucam custom, dacă știi să faci asta, pune pe live ceva peste hartă, că unii se uită pe live să vadă unde este echipa ta. Nu, Google, ce faci în custom? Este un lag, este un timp, nu știu cum să zic, delay. Gata, fraților, hai să ne apucăm de custom.
Ia, cât ți-a mai făcut și Paulica? A făcut cu bani. Dar mă rog, facem scrisori și ele, nu mă interesează. Băi, hai să încercăm prima dată, stai un pic, ne antrenăm un pic, să vedem dacă e turnament pe tancuri și nu pe avioane. Numai o secundă. 5-7, pregătiți 5-7. Aici e Battle, Conquest. Conquest 1, Conquest 2, Conquest... Păi care e diferența? Ah, ok. Conquest. Hai, Măricel, doamnă. Operation. Aici de regimă. Încercăm una cu avioanele? Dacă un pic în echipă, dacă nu pic în echipă cu tine, iau avionul și dau în tine fără supărare dacă am rachete. Păi asta și vreau. Ideea e să nu fii cu echipier să dai mine. Hai să încercăm prima dată cu niște avioane și vă spun și de ce. Avem undeva un tournament. Air Domination, numai o secundă, că am văzut duel. 8 versus 8. Pregătiți avioanele! Sănătate ori 2, ia uite! Zic băieții, doamnă, sănătate iar, ia uite! Sănătos din nou! Fiți atenți aici, facem un custom cu avioanele. Un tournament cu avioanele. Avioane maxim 5-7, frații mei. Hai! Oh. Avioane, numai avioane. Deci prima dată facem numai și numai cu avioane. Încercăm varianta dama cu camelii, facem un tournament numai cu avioane. Maxim 5-7 avioane. Numai avioane. Hai să încercăm pe asta. Eu înainte, când eram mai mic, am crezut că numele de familie se pune după comună. Păi corect, dacă stai, te cheam Florescu, stai în Florești. Nu, că acum aveam șut. Păi, Gogule, cu Lordule, ne mutăm și pe tancuri. Stai să încercăm varianta asta. Stai, mă, un pic, mai așa, mă. Of. M-aș băga aici un 5-7 cu un Spitfire. Jucăm cu un Spitfire. Avem întrebări nelimitate, nicio problemă. 5-7 și eu numai 4-3 dacă o să mă străduiesc. Ideea este că dacă știi să joci cu avioanele, știi să joci cu 4-3. Câți oameni suntem? Haide-l cu războiul! Suntem 23 de oameni pe live. Avem aici Justin Bieber, opa! Justin Timberlake a scos ceva, o melodie sau nu știu ce, a distribuit un coleg de-al meu. Băi, un coleg de-al meu de serviciu care n-are nicio treabă cu jocul ăsta, mă distribuie, mă. Și voi nu mă distribuiți pe mine? Hai, dați ready, băieți, dați ready, trebuie să apară ready aici. Pam, 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 pam. Avem aici cereri de prietenii. Pac, 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 friend, 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 friend. Să evin turn fight, știu, mă, Android ăsta, mă. Gata, toată lumea, start, deci tournament, boys. Start. Hai să încercăm ce mai mare cu Simi. Ți-am dat mesaj, te bag și pe tine, ești nebun la cap. Cheoteu, mai am nevoie de două ca să iau avionul de 5-7, nu cred că am timp să vin și eu. Google, toată lumea are timp. Bunți, 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 bunți. Va fi măcel, dacă nu sunt cu tine, îți dau target fără supărare. Dar bineînțeles, cu pricem și să nu dai target. Și ia fii atent ce luăm noi aici. Air. Luăm air. Și aici aș băga ammunition, tracer și armor piercing. Na, 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 na. Luăm steel to universario. Nu, iau default. Merge treaba, va fi măcel, hai să vedem. Dar nu știu cum se joacă, dacă mă întrebați. Dar de-a noi, probabil, cine rămâne ăsta? Uite-mă, Spitfire, mă, cățe, jură. Ia-uzi, mi-a venit fata. Ia să vedem noi acum. Dăm drumul și la flăcări. Flăcărici pe burici. Îți dai seama că nu o să mă duc perpendicular, nu? Ideea este că avem o zonă. Noi trebuie să ne batem pe zona asta. E clar. Sunt cu tine, ai scăpat. Am fum roz. Bravo, boys. Ia stai așa. Stați așa. Up, nu ăsta. Option. Option.
Graon, că mă ajung mai repede, nu mai știu de ce. Nickname-ul, să am nickname-ul vostru aici, sunteți nebun la cap. Să mort, deja? Ia să vedem. Ia să vedem. Luați altitudine, boys. O dăm pe 10 grade așa, legerem. Și dăm putere. Am IAC 1B. Luați ce vreți, nu e nicio problemă. Nu ai problemă de război. Nu sunt rapid, vedeți că nu mergeți în direcția care trebuie acum. Băi, acum zic că merg. Noastră. Bună, tati! Ce faci? Toate bune? Bravo, tata. Nu sunt rapid, dar puternic. Mic și-al dracu, ca să zic așa, nu? Ia să vedem, că vin băieți ăștia. Ia-o și pe mașa, că se întinde pe aici și întinde cracii. Și întinde planetarele. Mă, dar băieții mei, unde sunt? Ia uite-l. Ia uite-l pe muntonii. Ei nu și-au dat seama că eu vin pe aici. Ba da, uite, lac și-a dat seama. Paul, te voi lua cu 47 milioane. Sper să nu, Gogule, asta e ideea. BF-ul n-are putere să urce. BF-ul P-51 mi-e mie frică. Și te-ai dus, Paulică, și landing job pe el. Păi și un F-59 aici. Ia, ia, ia. Scoate cineva fum? Ce aircraft destroyed! Ia să vedem. Nice! Ia să vedem. Haideți, fraților, veniți încoace. Mai în față, cred că trebuie să treacă. Ai căzut, mă. E căzut, cade. Na, că mă duc pe el acum, îl mănânc, mâncăie și gura lui. Opa, gladiator. Uaaa, ăsta întoarce bine, vezi, gladiator, întoarce bine. Bine, nice, nice, well done. Hai că e interesant. Fugi, n-are rost să te duci acolo. Ia să vedem așa. Așa, nu mai puneți mesaje unul după alte, faceți ban. Ha, că am scăpat, las că vin eu. Am greșit-o pe asta. Am greșit-o că m-am dus în stal. Bravo, bravo, Tudor. Bravo, am greșit-o, Gogule, m-am dus în stal. Ce mai stai? Gata, cheo-teo, dă-mi și mie invite. V-am făcut poftă, nebunilor. Dați-mi mesaj aici, ca să știu de unde să vă iau. N-ai cum, mă, n-ai cum să nu-ți plac. N-are cum să nu-ți plac. Hai. Am greșit-o, m-am dus în stal. Ți-am zis-o eu. Bravo, motorul meu arde. Dați-mi și mie invite. Salutare, Mihai! CMM-ule, dar tu n-ai venit, mă? Ia, CMM-ul nu e aici? Ia, mă, unde e? Grigo... CMM-ul n-are avioane? Mihai, salutare! Bine ai venit, Mihaița! Hai să luăm viteza! Hai să luăm viteza! Și înălțime, bineînțeles. 21 de oameni pe live, vă mulțumesc mult de tot! Naghie, mă, naghie, șopă naghie. Ia să, stați așa un pic. Facem așa. Attack the enemy! Simt miros de ulei ars și de cartușe. Eu simt miros că tocmai am scăpat una. Doamne, ce tâmpii sunt. Mai îmi dau ăștia monetizare de la YouTube, mă scot ăștia.
au venit nebunii, să vină nebunii, să vină brigada. A 36, de unde a fugit Chioteo? Ăsta Chioteo, în ochi. Avionul meu moare repede, dar deși am rachete pe un avion de rang 1. Gogule, bagă ce rachete vrei tu, Gogule? Aaaa, fii atent aici ce le facem. Bom, ți băgăm și nave. Băi, nave, mie îmi place, la nave nu mă pricep, mie îmi place să bag vaporul în port, nu știu dacă m-am auzit, la nave nu mă pricep, mie îmi place să bag vaporul în port, dar la jocul ăsta nici nu prea știu cum să ies din port. Aircraft destroyed! Păi, bun. Deci eu vă recomand ăsta avionul ăsta premium. Băgăm și tankuri unul. Da, hai să mai facem unul cu avioane și după aceea băgăm, că nu ține mult. Misiune completă, accomplished. Hai să mai băgăm unul cu avioane repede și după aceea ne mutăm pe tankuri. Hai. Hai, băieții mei. Pam, 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 pam. Te rog, avioane și nave cu 4-0. Băgăm tankuri. Hai, băgăm repede unul acum și după aia ne mutăm pe tankuri. Hai. Dați repede, repede, repede. Bă, dar nu cred că suntem 12, mă. Bine, mă, hai să ne mutăm pe... Stai. Nu trebuie. Stai să ne mutăm pe alt tip de asta. Nu pe... Gata, hai să ne mutăm repede. Cred că n-au putut să intre toți și de-aia. Hai, toată lumea, că deja suntem 12-5. Am doar 4-3. Juncăr 288. Aircraft destroyed. Bravo. Băgăm tankul, nu știu ce. Hai să mai băgăm repede unul cu avioane. Poți pune nave și avioane? Nu, nu pot. Nu pot, wave-ule. Nu pot, slavă Domnului că nu pot. Că altfel mi-o cereai să o fac. Gata, hai repede să-i dăm drumul la meci. Mai ține încă o oră așa live-ul? Cel mult, nu, cel mult la ora 9. Trebuie să mă tund, nu de alta, că mâine încep la ora 8:30. SB frontal, ce alegi, T-80 sau IPM-1 de la US? Păi că vor băga ce o să... No, no. Corea de Sud o vor băga, mă. Mai durează. Mă, SB, nu prea înțeleg întreba. Ce alegi, T-80B sau IPM-A de la USA? Nu, T-80B, clar. Băi, poți, dar nu vrei. Ba, poți, dar nu vrei, dacă nu pic cu tine, vezi. Ia uite, ce le zic eu, mă? Ce v-am zis eu, mă, vouă? Ce v-am zis eu, mă, vouă, să nu trageți mine? Că nu-mi place. Bă, aveți o boală, bă, ziceți, sunteți nebun la camă. Vezi că te urmăresc foarte bine. Tot porniți fumul, că așa să vi se vede numele, nu vă puteți ascunde. Exact. Uitați-vă și voi, manevrabilitate, frate. Și te-ai dus, și e jabla, olică, pierzi puterea și nu e bine. Paul, ai grijă că vin după tine, bravo, Gogule. Dacă ești cu mine în echipă, m-am... Dar care ești tu, Gogule? Care că eu nu știu care ești? Bă, mamă, ce i-am dat-o, mâncați. Ia. M-a luat, pe 51, bravo, felicitări. Aha. Wave, nu te supăra, dar care e eu tău? Și i-am dat-o, mâncați, i-am dat-o de la rupt. Nu. I-am dat-o de la rupt. Haide, mă, bagă-te, mă, și tu aici, mă. Bagă-te, mă, și tu cu noi. I-am dat hit, na, are cum să ducă, mă. De ce am deschis eu flapsurile? Nu știi, dar...
Fii atent că mă omoară pe mine. Critical, gata, gata, gata. Mamă, toți vor să mă omoare pe mine, bă. Ideea e că e mai șicat. N-am viteză, pierd viteză. Aici nu e bine. Două și doamne, Bogdala Zărăiu, la de curajoare, inamic, fără spam, wave, ok. Ai scăpat. Bă, dar care ești tu? Că eu nu știu care ești. Alex Lordean, cred că ești, da. Ce faci, domn Gărgărelu? E clar, Paul, cel care face asemenea chiluri. A, e chiar Paul care... Salut, domnul Gustav! Bă, eu la avioane... E nimereală, e bulan? E bulănos? Hai că am reușit să fug. Mă, că aici e mai greu să mă duc. Că or să vină pe mine, că eu, Teo, ești mâncat. L-a luat. Frumos ai jucat. Dar nu o să mă duc pe tine, îți dai seama. Na. Știe, mă, banditul, că urcă mai bine. M-a luat Cheo-Teo, bravo! Nu mă simt bine dacă nu dau rachete pe tine. M-am plictisit de ortandă, nu mai pe primul loc. Ce vorbești, mă, ești nebun. Când nu știi cu tancul, o dai pe avioane. Păi da, cine e pe primul loc? Ia să ne uităm. Băi, vorbeam într-o zi cu Speedy. Hai să vă zic o chestie. Acum fără niciun fel de glumă, fără rage, fără oftică, fără nu știu ce. Jocul, când îl jucați în echipă, nu mai stați cu ochii pe clasament. Încercați să vă ajutați cu echipierul să bateți echipa adversă. Nu trebuie să îi arătați cu echipierului vostru că faceți mai multe kill-uri decât el. De-aia nu merg, de-aia e foarte greu să joci cu cineva bine pentru o echipă. Hai să ne uităm. Cheo-Teo, bineînțeles, și Grigo, bravo băieți. A intrat japonez în ring. Mamă, mâncava și gura voastră. Mă dau drumul la asta, că a intrat Gărgălerul și a venit ăsta să mă oftice și m-a luat cu călduri. Ia să vedem. Nice și asta. Țigănie, gugure. Nu, mie îmi place să mă uit la clasament, am înțeles. Nu era vorba... Nașule, salut, domnul Nașu! Nu e vorba de hate sau de oftică sau de nu știu ce. Niciodată nu o să dai randament dacă tu vrei să-i arăți cu echipierului că ești mai bun. Înțelegi? Adică trebuie să fie un team care colaborează, nu care se întrece. Știi, cam asta e ideea. Te-ai lovit de mine, practic te-am omorât. Bine, lasă așa, lasă. Ei, despre asta vorbeam, înțelegeți? Am reușit un scop în viață. Hai băieții mei, dacă tu vreți. Nu o să stau să mă bat cu tine. Ia da, tu.
Are bun, are tunurile alea bun pe el, dar parcă și eu ți-am dat critică, dar nu mai contează. Eu nu am cu cine să mă întreb, corect, ai dreptate. Un curat. Mamă, ce roșu e avionul ăla, nebunilor. Ia stați mă așa un pic. Bors, wave-urile, ce am zis, wave-ul e deja obositor, dacă mă întreb pe mine. De pe 51 al fratele la o mitraliere de marupe. Ia vino Google, hai. Ia, pe 51 jos. Am tăiat motoarele. Am fugit, nu pot să-l iau. Uite, bă, cum a scăpat, bă, ce întoarce și japonezul, bă, ești nebun. Oh, aircraft destroy, gata, mă. Bă, dar ce întorcea japonezul, bă, ești nebun la cap. Nu mai intrați în sign-ul meu, că vă mănânc. Era mâncat cu ea, cu unul sunt bun. Bravo, Rick 5. Întoarce bine ăsta, mâncați. Întoarce bine de tot ăsta. Eu nu știu câte gloanțe mai am. Am obosit să te urmări. Bă, dar tu când joci, când scrii, mă, mâncați, ești gura. Joacă altcineva pentru tine, nu te supăra că te întreb. Mai fă și tu o pauză de la scris, te rog eu frumos. Gost, da, mulțumesc pentru că m-ai răzbunat. Foarte bine. Okay. A, tu ești Speedtech? E un avion deasupra, știu asta. S-a rupt el, bă. S-a rupt el, bă, sărăcuțul, bă. Și, bă, ce milă mi-e de el, bă. De-aia nu mai dorm eu la noapte, mă, că s-a rupt el, sărăcuțul. Să mă, cu fum, cu de-astea, ce știți voi? Mă, băiețică, mă, dă drum, mă. Vezi, mă, băiețică, mă, dă drum, mă. Opa, ne-am reîncărcat, ca să zic așa. Bine, mă. Uite cum vin în dive. Fai, ce-a scăpat. Frumos, frumos, frumos. Lacul ne-mi place cum joci. Na. Joacă bine, mă. Ești nebun.
Uite-te și tu. Gata, mă. Mamă, cum cad carațele, cădeți! De ce am la bombardier? Așa scriu repede și mă joc în același timp. Bravo, mă, Gogule! Uifule, cât ce ne-ai dat? Știe că pe înălțime e mai bună asta. M-a luat. Spre 51, bravo. Vezi că vine la 109, da? Dragilor, după asta mai facem câteva cu tancuri și gata. Am luat BR27, sunt praf, nu-i nicio problemă. Hai. ...26 de oameni pe live și după aceea ne mutăm pe tancuri. Ce o să găsesc? BF-ul cred că urcă, are avantajul, îmi dau seama, are avantajul... E căzut, mă, ce să mai fac el? Sărăcuțu. N-a căzut, n-ai căzut, ok. Roger dead. Ne-am urit. Vreau să spun BF, da, corectorul, n-are nimic. Hai. Dăm repede, dăm repede să începem cu tancurile! Știe Kiotio? Și Lact îmi place cum joacă. Sau cel puțin cu ei doi m-am duelat. Ăsta e Wave. Cade. Nu cade. Ah! Mamă, ce frumos sunt astea cu avioane, jur. Tot pe la curișor, așa. Jap. Cum dracu scapă, băi? Eu nu înțeleg, bă, jur. Mamă, ce m-a luat, cine m-a filat? Darius, bravo! A zis BF, nu BMP, pilot, de ce mi se întâmplă asta? Paul, sunt în spatele tău, foarte bine, Nagy! Hai să ne mutăm pe tancurile noastre. Nu plictisesc avioane, vă spun sincer, nu că aș fi o mare jupă-n pe tancuri, pe avioane. Dar mă plictisesc, vă spun sincer, sincer, sincer. Parcă e repetitiv, nu știu, nu știu de ce, nu știu. Nu sunt pentru mine. Noapte bună, Paul, mi-a făcut plăcere să joc și mie, bravo, mi-a plăcut cum joci. Căzut. Bine, mă, bine, mă, bine, mă.
O să ne... Chioteu ăsta știe, mă. Ne-am luat unul pe altul. Ah, el m-a luat pe mine, bravo, bravo, el m-a luat pe mine. Când se mai trece jocul ăsta? Păi gata, hai să ne oprim. Gata, hai, opriți-vă ca să ne începem pe tancuri. Nouă atracție avioanele noastre. Vă aștept în hangar, dragilor, mutați-vă în hangar. Hai pe tancurile noastre, lasă-le dracu de avioane. Nu se mai tine niciodată la. Dacă era arhiet, te băteam, știu, am văzut ăștia ca tine. Când câștigă, câștigă doar din cauza lui, datorită lui, și când pierd, te băteam de te rupeam. La ce bere jucați, Andrei Lepate, la 5-7 gogurile, hai cu Pantera. Hai, vă aștept. 5 mission. O să vă rog să ieșiți toți din joc. Schimbăm pe tancurile noastre, gogurile, avioanele... Cui îi plac? Mie nu. Nu mă omor. Bastoin. Mamă, frumos. Cargoport. 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 Hai să ne vedem. Să ne vedem cu drag. Sunt gata de tankuri. Ghost die twice. 5-7. 5-7. Eu am ieșit. Dă-mi invite. Nicio problemă. Vă dau acum. Dați-mi mesaj repede aici. Dați-mi mesaj repede. Ia să vedem. Pardon. Uite, mă, ce era să-l ratez pe Nike, mă. Ăsta micu a zis că a ieșit. Știe, n-a, ăsta micu lac. Hai cu tankuri. Andrei, trebuie să downloadezi update-ul. Aha, dacă nu e mai drama, poți să ieși și să te conectezi în luptă, dar este, care este începută, dacă e să iau avionul un pic cu tine, așa, și aici e mega încet internetul. Paul a spus și avioane, au luna soară treaba. Change mission. American port. Hai, mă, locule, cum putem schimba? Stai liniștit. Nu vă speriați. Nu vă speriați. Arme, să știu. Hai, toată lumea ready? N-avem noi tankuri la 5-7. Ia ca să vedem. Dă-mi voi puțin, dă, Google, cum stai, ești nebun la cap. Hai. Vin cu horror, da? Poți să pui după... Aurelia, Adia, Eliana, poți să pui după, cred că e corectorul. Carelia, bagă-mă, cum să nu te bag, hai, e cineva nebăgat ca să zic așa, ready toată lumea, ready să știe 20 de oameni pe live, start anyway, haide, așa lor, haide, nu voi fi să ne simțiți și mă uit unde ești, doar te voi asculta. Ai gândit ca un om matur. Tudor Andrei, mamă, ce o să rup din alea, Paul, dacă joc contra dumneavoastră. Bogule, care pe care e aici, fraților? Țineți-vă bine. Tu vii cu horror, eu cu artileria germană. Și eu vin cu antieriana germană, care este superbă, părerea mea. Antieriana germană este cea mai tare. De ce pe mine nu mă bagă meci? Mamă, ce bine. Nu știu. Ia, stai mă să-ți mai dau o dată invitație. Nu știu ce s-a întâmplat, oivule. Pe mine nici nu mă încarcă, nu vedeți că mie nici nu mă încarcă jocul, ce dracu. Șansa mea. Ia să vedem. A intrat și Lepate? Domnul Lepate a zis că downloadează aia. Hai băieți pe bulevard. Mie îmi place pe autobanul la Lepate acolo. Andrei Lepate? Dar câte bereu
1-0 pentru tine. Să ghi 3 cu 1-0, se bate joc de el. 1-0, Gogule. Nu mă, te-am păcălit, 3-7. Da, mai mergem un pic. Na, nu stric bunăciune de mașină. N-am stricat-o. Aveți grijă că vă mănânc ea. Ia să vedem. Ia, fiți atenți că l-am blocat pe Wave, că mă obosește, jur. Deci m-a obosit Wave. Vă spun sincer, deci a dat la mesaje, dar nici nu mai știi pe care să le citești. Se mai numește spam! Ne-ai omorât, ne-ai omorât, jur. Ne-ai mâncat, ficați. Vai de fetița aia care va fi cu tine, vorbești mai mult ca ea. Ia să vedem. Acolo mă duc, acolo mă duc, crede-mă. Opa, avem primul kill făcut de Andrei Dândaci. Ia, ia. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Acolo mă duc, prietenaș. Aha. Du-te, bă, de aici. Fie că vine după mine. Au ceva. Dai seama că ai fugit, nu? Mi-a dat bounce, ești nebun la cap. Ce-ar fi să mă omor de mâna artileriei mele? Cu nimic. Ba da. Target destroyed. Bă, am avut noroc că mi-a dat bounce, să vă spun sincer, mă mânca. Am un KV2, e un M40 lângă tine, de data asta nu vă mai las, de data asta. Că data trecută m-ai lăsat. Ce concentrare pe mine aici. Roger that.
ca un nasol aici. Am văzut pe ăsta micu pe aici. Să moară Jackson. Ia să-i mai fac. Oh, m-a omorât Nagi! Nu Nagi, ăsta la altul Wave! Mamă, mâncă-i aici gurare, să vezi acum bucurie pe el! V-am lăsat să vă modestiți, băi nebunule! Paula, ai grijă la Jumbo! Băi nebunule, bă! Mihai, ce dă Paul cu panțăl vagă, nu, exact! Stai așa! Lăsa așa un pic! Bă, bine că l-am blocat, că îmi rupea chat-ul. Vă spun sincer. Jumbo, vedeți că Jumbo l-a făcut rău de tot. De când cu update-ul ăsta. 20 de oameni pe live, mulțumesc mult de tot. Ia să vedem noi acum. Păi până ajung eu. Mamă, deci fii atent ce face wave cu voi acolo, măcar ne-a dat wave de data asta. Ne-a dat rușine wave. Ce să mă duc pe el, dar trebuie să mai uităm și în alte părți, nu? Mamă, ce concentrat sunt! Jur că-l aud! Mai sunt și doi! Luam pe la mic! Ai, oh, 3, 4, 3, ești nebun la cap. Fuuu, băgam iași. Să trăiți, domn Paulică, încă 50 de ani de ori, Thunder, vezi că sunt mulți la, salut, cartofel. Mamă, 3 erau, mă. Eu nu știu unde a fost Pantherul considerat tank mediu. Să știi, bună întrebare. Sau, mă rog, bună afirmație, sau... Cum eu zici? Asta e tank șmecher, mă. Asta e șmecher peste șmecherie. Bă, foarte mulți am văzut aici. A, nu, a ieșit bine ăsta, micu. Hai, după asta terminăm și noi. Cam am obosit, ce-i drept. Prea m-am odihnit eu weekendul ăsta. E mâine încep și de la ora 8:30. Eu ți-am zis, Wave, păi da. Taci, că bine faci dacă taci, crede-mă. Și mai era un băiat tot așa guraliv, dar nu mai știu dacă s-ar putea să fie tot. Vorbea mult așa. Păi ce trecu a pățit ăla încărcat? Tudor, și ce-i pățit de-ai stat atâta? Era el îndreptat spre mine, bă, uite.
Ne bag, bă. Mulțumesc, Paul, pentru live. Cu multă plăcere, Google. Cu multă plăcere. E o plăcere pentru mine să fac pentru voi. Speedy ăsta, al nebun de vârtan, dar frate. Al nebun și ăsta. Dilimachi. Dă-i o gopule, că pierdem aici pe leaua. Sorry. Oleau, ce i-am dat-o, mâncăia și curului. Mamă, ce i-am dat-o, trebuie să începem neapărat, pentru că ne mănâncă ăștia. Aici pe grabă, boss. Și de oameni pe live. Și eu îți mulțumesc pentru ei, pentru că joci cu mine, cu mult drag. A, iar a murit ăsta mic. Man, urmează să-mi iau Tigerul. O să mă distrez, da. Problema este că Tigerul, când vezi un inamic, să zic inamicul unde e în țeava aia galbenă, trebuie să-l pui așa, tank. Așa trebuie să stai cu tankul. Uite, chiar așa un pic, vezi? Nu mă așteptam. Deci nu mă așteptam să-l iau. Doctor. Stai acolo. Mamă, de ce am emoții? Nu m-a văzut. Nu se poate mișca. Ba da, bă. Ba da, bă, ești nebun. Păi, am tras în centură, în șenilă, mă. I-am dat în șenilă. A, bravo, tat. Bravo. I-am dat în șenilă, mă, mâncați aici gura ta. Murfatlar, salut! Faci unghiul, exact. Că cu Tigerul nu e bine să stai drept. Mi se pare mai dificil să joc în realistic, că nu prea în grafică bună și mă deranjează când trag la distanță. Ia-ți un PlayStation 5. Abia aștept să-mi iau concediu. V-am pupat pe portofelnea, Paul, să trăiești, Tudor. Gata, terminăm pasta și mă las și eu de live în noaptea asta, că trebuie să mă mai și tund. Mai stau și eu cu fetele, mâine începe o săptămână. Apropo, să aveți o săptămână super plăcută. Vine băiatul. Vine băiatul. Mersi, Paul, la fel. Ui, vreau, nu mi-ai zis câți anișuri ai, mă.
23 de oameni pe live. Mâine cei cu școala stau, cei cu școala stau acasă, da? Deci n-am avut în viața mea, în câți ani de școală am făcut, câte libere ați avut voi acum, jur. 15. Mie știi cine, cine cred eu că ești tu? Tu ești ăsta... Era băiatul ăla de vorbea mult așa și fără rost. Soviet, nu știu cum, de tot, juca el cu ruși. Eu cred că el ești, tu ești. Nu mai știu cum îl chema. Și cei care au terminat cu școala stau acasă, stau pe dracu. Deci la muncă noi. În săptămâna care o să vină, o să rupe War Thunder, îmi iau mecava, bravo! Trebuie să mă uit să văd cine a tras în el. Aoleu! Aaaa, ia uite ce e aici. Mamă, ce l-am luat, ce frumos l-am luat, ești nebun. Și mai am aici un potențial care tot trage în mine. Uite. Mamă, no, n-are să-mi fac. I-am luat și Nila. Mă nenorocitul ăsta mic. Cristian Ioan, salut! Așa, am urmărit două live-uri, eu de-abia te cunosc, vă las scurt, mă las de War Thunder, joc și cu rușii și cu japonezii, frumos! Bine. Hai să vă arătăm cu tanul costă. Ce faci, Cristian Ioan? Mama, păi până ajunge ăsta la destinație... Da, și ce când tragi cu el. Nu cred că pierdem. Nu pierdeți. Am obost. Departe, departe, cum ajung eu la ei? O câștigă mâine. Hei, nu! Ba da. Frumos ăsta, mă. Bă, frumos ăsta, mă. Nu fac prea bine, am febră. Nasol, animal. Nasol. În ziua de azi nu mai febră să nu faci, știi cum e vorba aia. Știi cum e vorba aia, nu mai febră să nu faci. ...21 de oameni pe live, mulțumesc mult de tot și pentru like și dislike și ce vreți voi acolo. Nu mai stau, că e pierdută în coteț. E pierdută, doamnă. Ia să vă spune bun că sunt pe aici, eu am pierdut. Aie, dragilor, cam asta a fost, vă pup pe Paulică,
Vă doresc o săptămână plăcută. Mă bucur că am apucat să facem și un custom. Ne vedem cât de repede putem. Nu pot promite, dar săptămâna asta sunt de dimineață. S-ar putea, dacă sunt odihnic, să mai facem un live. V-am pupat. Noapte bună. Pa, pa!